umbli dezbrăcat, iar umbli dezbrăcat. Bă, e cald să mor geața, că nu e... E cald rău. Ce faci? Parcă nu mai umblai, așa mi-ai zis acum vreo două luni, că gata, s-a terminat, ne închidem la fermoar, la nasturi, nu mai. M-ai prins. Deci, practic, cu alte cuvinte, să n-ai niciodată încredere în ce spun eu. Glumesc, glumesc. Aoleu, nu mai spune. E prea cald, frate, e cald, nu mai suport. Cum era să vin îmbrăcat așa cu un tricou din ala lung și păi muream. Păi vezi că se uită la interviul ăsta fanele tale și aud că zic că tu nu ești un bărbat de încredere. Păi ce ne faci? Păi da, stai puțin, că aici sunt niște lucruri diferite. Eu sunt un bărbat de foarte mare încredere. Ai mințit vreodată? Îți dai seama. Într-o relație. De-aia trebuie să ai încredere în mine, că am recunoscut că am mințit. A, deci ai și zis, te-ai dus și ai zis, vezi că te-am mințit. Da, am și recunoscut minciuna, nu? Că minciuna recunoscută e pe jumătate iertată. Depinde ce minciună. Da, depinde ce minciună. Dacă tot te-am întrebat dacă ai mințit, te întreb și dacă ai înșelat. Nu, niciodată. Ok, și nu te gândești. Și nici nu sunt adeptul și nici nu sunt adeptul persoanelor care iartă după înșelat. Nu, la mine nu există. Înșelat, ai pus capac, bam, bam. A dispărut respectul, a dispărut iubirea, a dispărut tot. S-a pus crucea și mormântul și s-a făcut și pomana de două luni. Deci nu ești genul care dă a doua șansă, asta e. Nu, 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 niciodată, nu. Dar odată ce ți-am oferit o șansă și s-ai bătut joc de ea, ce te face să crezi că a doua oară va fi mai bine? Ia zi-mi, la un momentul de față, ești luat sau ești neluat? Cum stăm în viața amoroasă? Sunt neluat. Ok, deci necombinat. Dar peste două săptămâni se va face o... un anunț. Hai mă puțin, acum nu ai relație și peste două săptămâni ți-ai impus tu să ai, așa sună. Nu știu, veți vedea, veți vedea, veți vedea, veți vedea. Veți vedea. Păi nu ne lași așa. Lansezi o nouă melodie. Da, lansez o nouă melodie și promit să vin la toate televiziunile să fac curat.